Operațiunea de salvare a fost una dificilă din cauza nămeților de pe uliță. Ambulanța a ajuns cu greu, fiind nevoie de ajutorul primarului, care s-a urcat la volanul utilajului și a dezăpezit drumul. Cum vi se pare inițiativa primarului de a dezăpezi străzile? E foarte bine. A trecut, dați dimineață, până la ora asta, cred că e 12, a trecut de 3 ori pe aici. Am găsit căzut jos. Dezbrăcat, rece, l-am ridicat în pat cu vecina, l-am învelit, atât am putut. Era? Mai putea vorbi? Nu, agonizea. Atât am putut să facem pentru el și să anunțăm să vină salvarea. Unde l-ați găsit? În curte acolo, lângă pomul ăla. Și treceați, l-ați văzut? Cum s-a întâmplat? A trecut un om pe drum și m-a anunțat că e căzut în curte. Și a zis Anti, omul la bătrân în curte. Și m-am dus la vecinul de pe drum și l-a luat și l-a urcat el și l-a dus în casă. Era înghețat? Cred că era înghețat. Nu era înghețat, dar era în agonie așa de zăpadă. Eu știu de când o fi stat el în zăpadă, nu știm de când a stat în zăpadă. Bărbatul înghețat Bogna a fost preluat în cele din urmă de către ambulanță, starea lui fiind critică. Tremura din toate încheieturile și pielea îi era cianotică, semn că a stat foarte mult timp în zăpadă. Știți de vecin, cred că în drum. În zăpadă, hipotermic, îl transportăm la spital, județ. În ce stare e? În stare mai bună acum? Acum este în stare un pic mai bună. E amărât, necăjit, noroc cu vecinii. La Albota încă vecinii au grijă unii de alții, a văzut că n-a ieșit, n-a apărut și l-a găsit în aproape înghețat. Bărbatul care agoniza în zăpadă nu are pe nimeni, locuia singur într-o casă bătrânească de la marginea satului. Vecinii spun că nici măcar căldură în casă nu își mai făcea pentru că are coșul de la sobă înfundat. Cel mai probabil acesta a ieșit la WC-ul din curte și a căzut. Pe zăpada care măsura cel puțin o jumătate de metru în gospodărie sunt urme vizibile care denotă faptul că a încercat să se ridice, dar nu a mai reușit. Acum nici nu mai poate vorbi. Bărbatul se află acum internat la Spitalul Județean din Bitești, unde medicii luptă să-l salveze, dar sunt rezervați în privința șanselor lui de supraviețuire.